Bună tuturor și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom pregăti împreună spumă de zmeură. Este o colaborare cu canalul Raluca Demșa. Pentru început vom avea nevoie de o căniță de zmeură, o căniță de zahăr. Acum vom zdrobi cu o furculiță zmeura, următorul pas vom adăuga un albuș de ou și vom începe să mixăm. Vom mixa până compoziția este fermă. Așa trebuie să arate. Acum se vor pune în pahare și le vom decora cu zmeură și frunze de mentă. Și gata desertul nostru. Este un desert foarte rapid și delicios. Acest desert îmi aduce aminte de copilărie. Iar acum vă doresc poftă bună! Această rețetă am făcut-o în colaborare cu Raluca Demșa, canalul Raluca Demșa. Puteți să vizitați canalul ei, are diverse rețete. Este super delicioasă! Dacă v-a plăcut această rețetă, abonați-vă, dați-mi un like și nu uitați să vă activați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate rețetele mele. Pa!